Câți ani ai, Ștefane? 29 imediat. Iar te gândești. Mă, și la, ai, și la început s-a gândit câți ani are. Hai, vino aici, Ștefan. Hai, Ștefane, să te vedem. Bine ai venit la noi, Ștefan. Bine v-am găsit. De unde vii? De la Cluj, acum. De la Cluj. Acolo stai, în Cluj? Acolo locuiesc. Dar unde ești născut? Făgăraș, Brașov. Și câți ani ai? 29. Mă, iară s-a gândit. Nu m-am mai gândit. Mă, iară a ridicat privirea. 29. Auzi, îți dau un cuvânt și îmi povestești după aceea ce faci. Vrei? Bine, da. Ascultă-mă, fii atent aici. 29, da? Da. 29, mă, 29? 29. A venit după. A succeda. Ce înseamnă a succeda? Urma. Omule. Deci ce, povestește-mi, zi-mi, ce faci? La, născut în Făgăraș, ai zis? Născut în Făgăraș, Făgăraș și acum momentan sunt la Cluj. Ce ai făcut la Cluj? Am plecat din Făgăraș în Brașov, am venit un pic la București, apoi m-am dus la Cluj să fac facultate, am făcut jurnalismul. Uf. La Babeș-Bolyai și acum lucrez ca în domeniul vânzărilor. Pentru o... Nu te-a ajutat cu nimic școala, așa-i? Pe partea asta de comunicare m-a ajutat, da. Dar nu sunt în domeniu. Nu ești în treaba. Ce vinzi, Ștefan? Produse solare, panouri solare, ha. Invertare, da, de-astea pentru de, mamă, sisteme. Mamă, ce mod a fost. Auzi, să te mai... întreb acum. Merită. Eu cred că da. Zici. Pe termen lung, cu siguranță, pe termen scurt. Viața, cât termen are și viața? Tu când zici termen lung, ce înseamnă? 80 de ani, 90 de ani? 30 de ani. 30 de ani. Undeva după 15 ani, cred. Auzi, fii atent aici. Îți dau o definiție. Tu ascultă-mă. Uită definiția. Nume dat de români cățeilor fără stăpân. Literă? Rău, rău. Cuțu? Nu? Da. Dar care nume e al tău deja. Da. Bravo. Uf, bine, Ștefane. Hai că jucăm bine. Mă, un om care a făcut școala la Cluj și care e din Făgăraș, n-are voie să ratezi următorul cuvânt. Ștefane, okay. Nu, n-are voie. Presiune. Nu, tu ascultă-mă. Mă, un om de-o sta la... Unde ai stat la Cluj? În ce zonă ai stat? Ai stat la Cămin? Nu. Locuiesc acolo, pe lângă Someș, chiar pe malul Someș. Nu, fii atent aici. Mă, Ștefane, tocăniță gătită încet, așa lent, la ceaun. No, nu se poate. Gulaș. No, bine, mă. No, bine, mă, aia din Ungaria e originală. Și o fac cu ungurit nemaipomenit. Da. Nemai cu găluștele alea. Cu găluște și un pic picantă, și da. Și o țâră picantă, paprika și așa. Da. Bun. 1200 de lei. Îți dau o denumire așa, un pic mai popular, așa mai... Partea superioară a spatelui, Ștefane. Mai sus de șale, așa, între umeri, dai o denumire populară. Literă. Îți dau o literă, hai să-ți dau o literă, să zic că nu-i... Mai așa o vorbesc... Literă? Spatele, când te duci în spate. Cârcă. În cârcă, când iei în cârcă, știi, e vorba aia populară, perfect. Hamalul care marfa... purtând-o în cârcă. Da. Okay. Auzi, 1500 de lei în jumătate de minut. Ascultă-mă, fii atent. Structură simplă și temporară, adică să numai, folosită pentru depozitare. Literă? Îi zice într-un fel. E din lemn, poate să fie și din alte materiale, dar din lemn mai ales. Literă? Materiale ușoare, dar lemnul o caracterizează. Nu e șură, nu e cort. Nu, auzi, e... de bara, literă? Dacă vrei. A depus-o la de tip de bara. Baracă. Baracă, mă. Baracă. Așa, un hangar mai din lemn, știi? Da. Baraca. Într-un minut ai făcut 1800 de lei, Ștefane. Fii atent aici. Pe logică un pic. Persoane care resimt lipsa confortului. Literă. Oamenii, e un adjectiv ăsta. Oamenii care duc lipsă de anumite bunuri. Literă. Auzi, și mai simplu. Săraci. Da, măi. Bravo. Bravo. Un sărac și un bogat au murit în aceeași zi. Săracul n-a lăsat nimic, bogatul n-a dus nimic.
Așa că sunt pe egalitate, știi? Tu ai 2200 în clipa asta. 7 litere, Ștefane, 700 de lei. Verb. Okay. A goli prin scoaterea totală sau parțială a conținutului. Deci tu ai o ceva plin și golești de tot sau un pic. Litera. Adică verbul este a... Litera. Auzi? Și mai simplu. Dintr-un litera. Turna dintr-un recipient, dintr-o sticlă în alta, a turna. Nu e separat. Nu. Verși lichidul dintr-un recipient în altul, adică a... Litera. Una, două, 300 de lei, 3 litere. Când descarci, când golești, mă, o damigeană. E o damigeană, Doamne, iartă-mă că e de la Cluj. E o damigeană și o golești. Adică a... Separa, mai popular, vârsa, așa, ce separ, de... A goli. A răsturna dintr-o damigeană, eu tot cu damigeană, am în sticle mai mici. A elimina, a descărca, a... Uite-l, mă. Deșerta, nu. Era? Nu-l... Greu, Alina. Nu l-am folosit niciodată l-ai prins? Așa. L-ai luat, Alina? Ah, ok. L-ai luat, Mary? Da, Alex. Las-o. Stăm foarte bine. Ștefane, stăm foarte bine. Fie, ascultă. Logică. Proastă logică, dar logică. Eu zic că e proastă, că eu nu cred în ce urmează. Da, logică. Verișoarele noastre îndepărtate. Vezi că verișoarele sunt cu noi, oamenii. Verișoarele am pus ghilimele. Eu nu cred în asta, că eu am orgoliu, nu cred că din... Maimuțe? Bravo, omule. Darwin, știi? Nu neapărat, el n-a zis că omul, a zis doar teoria, dar nu a zis... Auzi, dar din orgoliu, măcar mie nu-mi place să cred că un orangutan e străbunicul meu. Da. Bun, 2600 avem, 800 de lei. Astea grele. Logică în gândire sau vorbire și face 800 de lei cuvântul. Nu-i ușor. Dacă ai logică în gândire literă sau în vorbire, înseamnă că ai, ești inteligibil. Ești, adică ai... Coerență. Ești tare, omule, bravo! Bine, Ștefane, bravo! Bă, și nu era ușor. Cine a luat coerența asta? Era complicat, așa-i? Alex, l-ai prins? Bun. De aici. Auzi? Iar logică. Locuri sigure pentru mumii. Piramide. Am trecut, te-am lăsat să o gândești, piramidele, corect. Păi, piramidele. Alina, cât aveai? 3800, cred. A sărit cu 4100 pe prima poziție. Îmi place stresul pe care l-ai. Că e productiv. Așa sper. Emoția asta la tine e productivă. Îți dau un adjectiv feminin. Care prezintă un aspect răvășit. Zdrențuroasă ceva în partea asta. Vezi ce literă. Să vezi ce se va enerva pe mine, Alina. Literă. Hai că poți. Hai ce se enervează. Ciufulită. Asta e! Aduce la bani Alina la greu. Și lui Andrei a adus 1000 de lei. Ție ți-a adus, cât ai luat? O literă ai luat? Cred că una sau două, nu mai știu. Două ai luat, uite repede în starea asta. 700 de lei, bun. 4800. Bine, Ștefane. Trei cuvinte mai am pentru tine. Puștule, fii atent. Analize efectuate de specialiști calificați. Literă. Nu e ușor, dar face 900 de lei, mă rog, ai luat două litere, 700 de lei. Investigațiile alea care stabilesc circumstanțele unui eveniment sunt... Literă. Hai că mai avem un minut. Auzi, fii atent, teste de laborator. Analize. Păi nu merge. Cercetări, nu merge. Hai să mai dau o literă.
literă. Certificări, dacă vrei, de competență, Ștefane. Mamă, hai, momule. Atestate. Nu intră nici atestate. Nu literă. Hai, încă o literă. Opinii autorizate, evaluările alea tehnice. Le zice într-un fel. Opinii literă. Autorizate, opinii, mă. Evaluări. Trei litere. Expertize s-astea. Bun. Las-o, stăm bine. 40 de secunde. Mama, ne-au luat niște secunde, corect? Da, da, n-am văzut-o venind. 2 din 10. 1000 cu 1000. Încep? Da. Acum bagă stresul la maxim în minte că tu lucrezi bine pe stres. Hai că poți. Pentru 1000 de lei, care are slabe șanse să se producă din nou? Ia-o pe logic, omule. 1000 de lei face cuvântul ăsta. Slabe șanse să se reproducă. Da. Infertil cumva. Cum infertil? Nu pot să te ajut. Infertil. Hai o literă, hai o literă, că literă. Trec secundele. Literă. A avut loc odată, Ștefane, literă. Și nu se va mai repeta. Hai o literă, hai mai ia o literă. Nu se va mai întâmpla, e un eveniment unic. Nu o să se mai întâmple niciodată. Mai literă, ia literă. Literă. Hai că trec secundele. Hai, omule, că poți. Hai, omule. Ceea ce nu mai poate fi refăcut sau parcurs din nou. Auzi? Unicitate. Bun, deci, hai că poți. Țineți tensiunea aia, stresul. Nerepetitiv. Cum e aia, mă? Ce e aia? Ce e aia nerepetitiv? Acțiune nerepetitivă, nu știu. Unicitate. Mă, de ce gândești atât de complicat? Ia-o mai simplu, că ești acolo în cuvânt. Hai, în 6 secunde ești în cuvânt. Hai, care nu mai poate fi reluat. Am și zis adineauri, am zis cuvântul. Care nu mai poate fi repetat, am zis. Da. Știi ce mi-e ciudă? La început de tot asta ți-am zis. Care nu mai poate fi repetat. Da, n-am... Mă uitam fix în ecran. Am văzut că erai prins. Dar știi, asta am zis-o, care nu mai poate fi repetat. Eveniment care nu se mai poate repeta. Da, Ștefan, 8 secunde dacă vrei literă, cere literă. De la născut în Făgăraș, de la Cluj, stai la Cluj, da? Eu stau la... Timișoara. În București, nu, sunt născut în... Stau în București, nu îmi place. Da, sunt născut în Timișoara. Auzi? Cel care împărtășește același oraș. Cel care împărtășește același oraș. Literă? Are domiciliul în același oraș cu tine. Deci are domiciliul... Concetățean? Ok. Auzi? Eu tac pentru că tu ești în cuvânt. De unde ești tu? Făgăraș, Cluj, concetate. Nu cred. Concitadin? Ok. Nu, ăsta nu-l luam, nu-l știam. Fii atent, concetățeanul, noi suntem cetățenii aceleași țări. Concitadinul okay. E în același oraș, împărtășește, cum era în definiție, știi? E da. În același oraș, vine de la cita, de la oraș, da. Citadelă, oraș. Net city în engleză, da. Bravo, concitadin. Da. Mamă, cât... N-am știut. Băi, Ana. Băi, Ștefane, dar ce sus eram la un moment dat, acum câteva secunde. Ai rămas Alina pe locul 1. Asta este. Mulțumim că ai fost cu noi, Ștefan. Cu plăcere. Mulțumesc.